acești pacienți au fost descoperiți cu risc dublu sau triplu de îmbolnăvire, adică vor face și afecțiuni cardiovasculare și cancer. Da. Ce să vă spun, că a fost un moment mai umoristic aici în studio, să depășim acest moment. Este normal, hai să conștientizăm că totuși sănătatea este pe primul plan, iar o viață. O viață Da, sănătoasă. discutam despre cancer. Da. O viață sănătoasă ar reduce practic cauzele îmbolnăvirii. Da, aș vrea să vă întreb acum ce riscă cei care nu se prezintă la acest program la acest program de evaluare a stării naționale. Deci, Populație. în mod normal, știți foarte bine, era posibilitatea celor care nu efectuează programul național de evaluare, ca la descoperirea unei eventuale boli care ar fi putut fi evaluată în cadrul programului național de evaluare și s-ar fi putut lua măsurile de prevenție, să nu mai beneficieze de gratuitatea tratamentului. Dar acest lucru nu ar fost o problemă onestă. Se va întâmpla acest lucru? Da, este vorba despre o glumă a operatorilor din platou. Bun. Discutam despre programul de evaluare a stării naționale de sănătate a populației. Ce se va întâmpla de acum încolo cu cei cu risc, domnule doctor? Eu cred că este extrem de important să luăm în calcul absolut toți factorii care determină apariția unor asemenea boli. Și cred că o viață sănătoasă și un consum de alimente sănătos, de fructe, de vitamine, dar cât mai naturale, ar putea fi o soluție pentru o viață normală. Când se va termina acest program? Cât va mai dura el? Acest program se va încheia în data de 31 decembrie. ,008, da? Era vorba, știu, că să se prelungească la un moment dat. Acceptă provocarea. Sâmbătă de la 11 noaptea, Pitbull Todireței te provoacă la spectacol. 6 meciuri într-o gală cu reguli K1, la tine în oraș. Vino să-i vezi în ring pe Gabriel Budeș, Costel Pașniciuc și Petre Vasiliu. Vino în sala colegiului tehnic Gheorghe Asachi pentru a-l susține pe Felix în confruntarea cu gigantul Lică Cojocaru. Pitbull Challenge vine în Botoșani, sâmbătă de la 11 noaptea. 12 sportivi se vor confrunta în cea mai incendiară gală de lupte de până acum. Fii în tribună sâmbătă la Pitbull Challenge 2. Gala este transmisă în direct de TeleM. Am revenit din nou în direct. Discutam despre programul național de evaluare a stării de sănătate a populației. Totuși, un procent foarte mare din populația județului riscă să se îmbolnăvească de cancer. Este un prognostic sumbru. Da. Am văzut și noi rezultatele Programului Național de Evaluare. Într-adevăr, există un procent important din populația județului care riscă să se îmbolnăvească de cancer. Eu totuși trag speranță că în afară de banii care vor veni prin programe, noi vom reuși să aducem în județul Botoșani și acel aparat care tratează cancerul. Este vorba de acel accelerator liniar. Am informații că la acest nivel se derulează la nivelul Ministerului Sănătății o licitație națională pentru achiziționarea unui număr de aparate, iar promisiunea în continuare pentru județul nostru este aceea de a avea un asemenea aparat. Bun. Descoperim tot mai multe cazuri de îmbolnăviri. Nu va fi mai greu și de tratat? Nu, pentru că deocamdată existau
fonduri alocate către anumite boli care nu se consumau și fonduri insuficiente pentru alte categorii de boli. Iar, după cum știți, conform legilor bugetului de stat, nu există posibilitatea transferului de fonduri de la o, să zicem, categorie de boală către altă categorie de boală. Da, un număr mare din populația județului riscă să se îmbolnăvească de diabetes zaharat. Diabetul zaharat este o boală... Este o boală care presupune costuri mari pentru bolnavi. Da. Acceptă provocarea. Sâmbătă de la 11 noaptea, Pitbull-a Todiresei te provoacă la spectacol. 6 meciuri într-o gală cu reguli K1 la tine în oraș. Vino să-i vezi în ring pe Gabriel Budeș, Costel Pașniciuc și Petre Vasiliu. Vino în sala colegiului tehnic Gheorghe Asachi pentru a-l susține pe Felix în confruntarea cu gigantul Lică Cojocaru. Pitbull Challenge vine în Botoșani, sâmbătă de la 11 noaptea. 12 sportivi se vor confrunta în cea mai incendiară gală de lupte de până acum. Fii în tribună sâmbătă la Pitbull Challenge 2. Gala este transmisă în direct de TeleM. Mi-e pare rău că aici în platou aveți niște colegi extrem de veseli și ne perturbă emisiunea. Da, chiar vorbim despre probleme. Acest mic moment umoristic. Chiar vorbim despre probleme extrem de serioase și vreau să spun că sănătatea chiar nu e diluată în râs. Diabetul zaharat, un număr mare de botoșaneni riscă să se îmbolnăvească de această boală. Cu atât boală. Mai mult cu cât afecțiunile congenere ale diabetului zaharat sunt extrem de, să zicem, vaste, din nefericire. De exemplu, sunt afecțiuni privind troficitatea la membrele inferioare. Știți foarte bine, se poate ajunge la amputație și tăieri de... De membre, da? Retinopatie diabetică, o cauză principală a... a orbirii. Vorbeam despre complicații diabetului. Da. O cauză importantă de orbire. Sunt afecțiuni de natură neurologică care pot fi congenere diabetului, sunt afecțiuni grave care necesită nu doar în tratarea diabetului costuri foarte mari, ci și afecțiunile congenere care sunt. Da, deci în afară de diabet zaharat, un procent al populației riscă să se îmbolnăvească și de osteoporoză. Da, acest procent la nivelul județului Botoșani este atât de important. El se referă în special la femei care sunt trecute de perioada de menopauză. Da. Ce se mai întâmplă cu acel computer mucraf? După cum știți, la nivelul Ministerului Sănătății a fost organizat în cursul anului trecut licitația. Spitalul Județean de Urgență Mavromate a primit la sfârșitul anului trecut banii. A realizat deschiderea acreditivului și practic tomograful, putem spune că este în curtea Spitalului Județean. În această perioadă urmează practic amenajarea spațiului. Tomograful va fi amplasat la Spitalul Județean, la parterul Spitalului Unitatea de Primire a Urgențelor. <gântu-i>
acceptă provocarea. Sâmbătă de la 11 noaptea, Pitbull-a Todiresei te provoacă la spectacol. 6 meciuri într-o gală cu reguli K1 la tine în oraș. Vino să-i vezi în ring pe Gabriel Budeș, Costel Pașniciuc și Petre Vasiliu. Vino în sala colegiului tehnic Gheorghe Asachi pentru a-l susține pe Felix în confruntarea cu gigantul Lică Cojocaru. Pitbull Challenge vine în Botoșani, sâmbătă de la 11 noaptea. 12 sportivi se vor confrunta în cea mai incendiară gală de lupte de până acum. Fii în tribună, sâmbătă, la Pitbull Challenge 2. Gala este transmisă în direct de TeleM. Am revenit din nou în direct. Domnule doctor, care sunt concluziile după ce a fost evaluată aproape jumătate din populația județului? Concluzia este că, deși teoretic o mare parte din populație ar putea dezvolta anumite afecțiuni prin eliminarea ignoranței, prin conștientizarea că un mod de viață sănătos este extrem de important, am putea scăpa de asemenea probleme. Da. Vă mulțumim frumos pentru prezența dumneavoastră în studio. Vă mulțumim și dumneavoastră pentru că ați ales să stați în fața televizorului. Ne revedem peste alte două săptămâni la nouă lecții de sănătate. Până atunci vă spunem la revedere.